Prima sarcină, una deloc ușoară pentru conducerea Fotbal Club Buzău, a fost reînnoirea contractelor care erau aproape de expirare. În proporție de 90%, fotbaliștii au ales să rămână la Buzău. Inclusiv Vârtej, jucător intens curtat de alte grupări, și-a prelungit înțelegerea cu gruparea din Crânc. Contractele în general expirau pe 30 iunie, dar 15-16 iunie au fost două zile bune pentru ASFC Buzău. Au fost zile în care 80% din jucătorii care au fost solicitați pentru semnarea noilor contracte au dat curs și au semnat. Vârtej rămâne. Era buzoianul de care întrebau foarte mult. Da, Vârtej rămâne. Lui Aurel Brașoveanu îi revine sarcina de a găsi jucători, în general liberi de contract sau sub formă de împrumut, în contextul unei piețe sărace. Discuțiile între Cristi Pustai și noul președinte executiv al clubului au vizat, în principal, blocul ofensiv al echipei. Toți zilele acestea se poartă tratative cu FC Botoșan pentru un nou împrumut al lui Adi Chicăroșă. Din fericire, nu avem foarte multe posturi de acoperit. În general, structura lotului este una foarte bună. Am reușit și am păstrat toți jucătorii care, din punct de vedere a domnului Pustai, au corespuns sezonul trecut și îl pot ajuta în realizarea obiectivului pentru noul sezon. Ceea ce, repet, îmi induce o sarcină mai ușoară să mai acoperim 3-4 posturi, în special în zona ofensivă. Știu că și Chicăroșă se afla într-o asemenea situație. Sperăm să o rezolvăm azi. Deci se discută cu Botoșan. A rămas singurul semn de întrebare, a rămas modul de a colabora pe acest transfer cu FC Botoșan. Cu jucătorul și agentul jucătorului ne-am înțeles. FC Buzău a făcut publice și primele plecări din sezonul viitor. Cristi Pustai nu se va mai baza pe Zanfir, Canda și Pațurcă.